vă invit să urmărim împreună partida dintre Șep și Sfântul Gheorghe și Academica din Clinceni din etapa a treia a play-out-ului. Un meci în care echipa gazdă este mare favorită, ar trebui să se impună fără probleme. Clinceniul este într-o situație aproape fără ieșire. Clincenul a pierdut, evident, ambele meciuri jucate până acum în play-out, 0-3 la Arad cu UTA și, surprinzător, de strâns 0-1 acasă cu Rapid, Lucasen în careu, Lucasen! Prima mare ocazie pentru Șep și vine după ceva mai mult de un minut, Kevin Lucasen, atacantul olandez care a mai jucat și a fost eficient în România la Iași și la Viitorul. Ștefănescu execută header, paradă fabuloasă la lovitura de cap a lui Bălașa. Paradă fabuloasă a lui Ureche, care a respins mingea în transversală. Bălașa la debutul său pentru Șepși, foarte aproape de a înscrie. Centrare perfectă, apărare aproximativă, statică. Ureche își salvează echipa. Lucasen, Lucasen, gol! Așkovski recuperează după o greșeală făcută de Vârdoliac și, ce de urmă, Lucasen înscrie al cincelea gol al său. De când a venit la Sfântul Gheorghe. Trecuse ceva vreme de când Lucasen a dat ultimul gol. Nu mai punctase Lucasen din ianuarie, a dat ultimul gol cu Universitatea Craiova. CS Universitatea Craiova, 3-1. Bălașa! 2-0! Nu știu dacă nu cumva este autogolul lui Florică. Poate să fie golul lui Bălașa, care iată debutează la Șep și cu gol. A avut o mare ocazie, acum punctează. 2-0. Se anunță Măcel. Mingea îl lovește pe Florică. Cred însă că va fi creditat Bălașa cu acest gol. Bălașa n-a mai marcat de mult. Bălașa, prezență la națională destul de constantă până în 2020. Ștefănescu. Așkovski, Așkovski, bară! Uite, este adevărat vorba din fotbal, că joci și cât te lasă adversarul. Luptă de cap, trimis alături de Rufati. Cred că obiectivul realist al Clincenului pentru acest play-out este să dea măcar un gol împotriva altei echipe decât Gaz Metal Mediaș. Cu Mediașul probabil că vor reuși să înscrie. Oh, minge scoasă de pe linia porții de Cvetkov, cred, la șutul lui Aganovici. Da, Cvetkov este cel care respinge, bun. El s-a repliat ca fundaș central cât timp Corinus este încă pe margine. Dimitrov, vine Așkovski, 2 contra 1 cu Holzman. Din nou Aganovici, pasă excelentă la Păun, care înscrie 3-0 printre picioarele lui Ureche. A doua reușită a lui Păun în Liga 1, vine împotriva aceluiași adversar, Academica din Clinceni, 3-0. Acesta este, cred, rezultatul pauzei. Într-adevăr, se fluieră finalul primei părți. 3-0 pentru Șepși. Așkovski.
simulează șutul pe 1, îi pasează lui Dimitrov, care centrează Aganovic. Încă o bară, extraordinar ghinionare Aganovic. Sigur că nu are mare importanță, dar să ai două bare. Dar sigur că acești jucători, chiar dacă au calități, nu se pot compara cu cei de la Șepși. Gol în sfârșit Aganovic, după intercepția lui Lucasen. Dar nu știu dacă nu cumva n-a fost fault în atac. 4-0. Minutul 67 înscrie în sfârșit și Aganovic. După două bare și o minge scoasă de pe linia porții. Prelarea lui Bărbuț rămâne cu noroc la minge. Avansează spre careu. Fulop. Golovka și înscrie și Tudorie. 5-0. După două ratări, Tudorie punctează. Cea mai categorică victorie din istoria clubului din Sfântul Gheorghe în Liga 1. Mitrea înscrie și el, 6-0. Fundașul goalgetter al celor de la Șepși punctează. 6-0. A cincea reușită stațională pentru Mitrea. Thank you.